Ce se anunță cea mai căruță? Desenul de floare, tipul îi aparține curatorului și managerului acestei galerii, Mihai Cucu. El a gândit expoziția. Sigur, artiștii au încurajat ideea, de asemenea și eu, tocmai pentru că floarea reprezintă un subiect un pic ironizat în prezent. Un pic ironizat pentru că floarea a fost considerată întotdeauna în acea simbolistică a ei negativă, în sensul în care, sigur, privitorul neavizat este, înainte de orice altceva, tentat să cumpere lucrări reprezentând flori. Ori nu este așa, floarea, sau tocmai pentru că floarea reprezintă o tentație pentru cel neavizat, reprezintă o tentație și pentru artistul care ar vrea să depășească niște bariere și să intre în zona aceea în care floarea reprezintă cu totul și cu totul altceva. Un dialog peste timpuri, peste vremuri, cu alți artiști, cu alte concepții, încercarea de a depăși bariere, de a ajunge și de a îmbogăți semnul acesta de floare drag, frumos și nici de când banal, vizitor sau amus. Ce au în comun toți artiștii de aici, în afară de floare? În afară de floare, putem să spunem că toți artiștii expozanți, indiferent de generația din care fac parte, fie că sunt foarte tineri, ori din copii maturi și de mult afirmați, au o relație specială cu natura, cu realitatea și deschidul de realitate face parte floarea. Floarea poate fi considerată plantă însemnată, dacă este în loc de la tipul expoziției. Nu, mai degrabă floarea ca semn, ca grafie, ca simbolistică, ca declarație de dragoste, dacă vreți, ca frumos care ne poate înconjura permanent în interior sau afară. Mulțumesc foarte mult! Și eu! Mulțumesc. Bună seara și bine ați venit la vernisajul expoziției de semne de floare. Mă bucur tare că ați venit și vă mulțumesc în mod deosebit. Așa cum mai întâi vreau să mulțumesc celor care au făcut posibilă finalizarea acestei expoziții și mulțumesc în acest fel doamnei Roxana Păscunescu, doamnei Adriana Conț și în mod special familiei Bădescu, Bogdan și Cristian Bădescu. Vreau să vă spun că această expoziție, care este sub semnul floral, nu se dorește, nici nu și-a propus alminte, să fie o panoramare a artei plastice românești. Ar fi fost și foarte greu în condițiile care nici spațiul nu permite. Este o, este o prezentare cu un număr, totuși, de artiști care acoperă o plajă de la tânărul student, bunoară, până la seniorii
ai plastice în condițiile în care expun artiști din București, din țară, dar și din străinătate, din diaspora, precum din Statele Unite și Franța. Este un privilegiu pentru faptul că au acceptat să expună în Galeria Piliuță, suntem onorați și în acest sens al semnului floral o invit pe doamna Rosana Băsculescu la microfonul care este interior, la mic. Mulțumesc foarte mult și mă bucur că ne întâlnim în această seară aici, Mihai Precup a fost invadat de flori la cererea lui și probabil năpădit de foarte, foarte, foarte multe lucrări. Cred că a existat și o ușoară panică care nu se măturisește la vernisajul unui expoziții și de aceea expoziția cumva a ieșit destul de relaxată și destul de aerisită. Chiar... Pe aici, pe acolo. Chiar acolo. Da, a avut dimensele lui favorite și unele au ieșit bogate și unele mai relaxate, după cum spuneam. Desemne de floare este tot un titlu care îi aparține lui Mihai Precu. Titlu care ne-a dat un pic de gândit. Recunosc și mie și jurnaliștilor în general, de ce desemne, de ce de floare, prepozițiile au încurcat mult. Și cumva semne, acest cuvânt ar fi trebuit să însemne, vedeți, semne un joc de cuvinte care a creat probleme, cumva încercându-se a se citi dincolo de titulatură, ceva ascuns, ceva care ar fi trebuit să fie descifrat. Și când voi doar pesimist. Bine, Mihai Precup spune că nu se dorește a fi o incursiune la modul serios, istoric, prin artele frumoase românești. Este adevărat, spațiul nu o permite, deși poate numărul artiștilor era suficient de important. Dar această expoziție reușește să ne ofere direcțiile principale în pictura românească contemporană, chiar numai prin această temă restrictivă a florii. Pentru că obsesia premii mase, care este tradiția, apartenența la ea sau dimpotrivă negarea ei, este o obsesie cu care trăim practic și pe care o întâlnim în fiecare expoziție care se face. Unele dorindu-și foarte mult să se îndepărteze de ceea ce a fost, altele dimpotrivă vrând să refacă unți așa zis rupte. Deci această expoziție recunoaște tradiția, dar deopotrivă recunoaște și că semnul florii ar putea să meargă către alte zone, poate deocamdată cumva necunoscute, neștiute. Sunt aici câțiva artiști exportanți, e foarte greu să dau nume pentru că sunt foarte mulți și sigur aș face o nedreptate, deci totul va fi așa ca o ghicitoare pe care dumneavoastră va trebui la un moment dat, dacă vreți doriți să o descifrați, să o înțelegeți. Sunt artiști pe care nu mi-am intuit niciodată lucrând cu floarea, cu simbolistica ei și care totuși sunt prezenți în această expoziție și nu avem de-a face numai cu floarea în eterna natură statică sau nu avem de-a face numai cu floarea în peisajul și el deopotrivă tradiționalist sau modernist. O expoziție care într-adevăr reunește pesimeze cumva la modul generos și lucrări ale foarte tinerilor artiști
și lucrări ale artiștilor maturi și deja de multă vreme afirmați. O expoziție, sigur, care nu exclude nici referirea la Constantin Dinuță și la creația acestuia și, să spunem, reconfirmă faptul că această galerie se cheamă Constantin Dinuță. O expoziție pe care eu o văd doar ca fiind la o primă etapă, poate nu neapărat durata acestei expoziții este partea valoroasă care o aduce, ci încercarea de a străpunge cumva ideile și fixismele epocii noastre, toată această luptă, toată această încrâncenare pe care vrem o avem până la urmă, ar trebui să fie deci o expoziție care să aibă și o continuare, o continuare care se va dovedi și firească și binevenită, susținând și mai mult faptul că de semne de floare are vitalitate, are o viață lungă și, de ce nu, chiar o viață nouă în epoca contemporană. Se pot spune multe, dar cred că interesele sunt și de altă natură la orice vernisaj. Așa că să trecem la lucrurile care ne unesc și ne... Doamna Duș? Vă mulțumesc! Como Jo a scris mai multe lucruri dramatice, una se intitulează Tula și Legătorul, și acesta spune la un moment dat, adresându-se unui alt personaj, să străpungi negura și întunericul pentru a deveni simbolul veșnic al luminii. Iată, fiecare lucrare, în felul și maniera maestrului care a zugrăvit-o, poartă acest mesaj pentru viitorime. E trist pentru că atâta frumusețe, un act de cultură necesar, este învăluit de beznă, este învăluit de grosier, este scufundat în mocirla zilelor pe care, momentelor pe care le trăim în stradă. Mâine, FIVA ori nu, FIVA grevă generală în transport. Poi mâine, ce va aduce? Artistul! Cum va crea? Ce-i lipsește artistului? Imboldul îl are din belșug. Dar la un moment dat, artistul, oricare ar fi modalitatea lui de exprimare de la aceste bijuterii atât de frumoase, la florile care ne încântă, artistul are nevoie și de subsistență. Oare trece arta și prin stomac? În mare parte, da. Doamna zice nu. Faceți greva foamei și să vedem ce realizați după aceea. Oricum, eu doresc sincer ca în mai puțin de 30 de zile pereții galeriei să fie goi. Care este bărbatul căruia să nu-i placă forma femeii chiar și atunci, și mai ales atunci când e nud? Urmează, pregătim și o expoziție de modelie. Perfect. Oricum. Mulțumirile publicului care ar urma și care fără doar și poate va intra, va observa, va vedea, va analiza și va pleca. Poate va cumpăra. Să dea Dumnezeu să fie așa. Până atunci, din suflet, vă doresc sănătate,
și sănătate. Vă mulțumesc, colecționarul și invitatul Alexandru Ruș, și permiteți-mi să declar expoziția deschisă. Să urez tuturor artiștilor expozanți succes. Succes în ceea ce înseamnă și bucuria de a vinde, de ce nu? Și sub semnul florii, la expoziția de semne de floare, vă invităm la urmă. De ce s-a plecat pe la bani, dacă am găsit alte linii? Vă mulțumesc încă o dată! Ia mă, ține, vezi, dacă ne-a. Ce ne face? Nu-i gata, mă.